dimineața, într-o magică zi de sâmbătă, în care m-am gândit eu să pornesc un weekly reading log. Și m-am gândit să fac și eu ceva de genul ăsta. De regulă, oamenii normali care citesc normal fac treaba asta undeva într-un weekend sau în două zile sau în 24 de ore sau în 48 de ore, depinde. Sunt mai multe versiuni pe net, pe la BookTuber, dacă vă uitați. Eu personal știți că n-am capacitatea asta să citesc atât de mult și atât de repede, prin urmare o să ne propunem să citim 3 cărți într-o săptămână. Și mi-a venit ideea asta aseară, pentru că aseară m-am apucat de o carte și am un fuzz pe aici. M-am apucat de o carte și o să vă arăt imediat, dar înainte de toate trebuie să anunțăm faptul că s-a întors Hedwig! Îmi pare rău că m-am scuturat, scuze. Așa, și mi-am asortat și cana, adică mi-am luat cana cu Hogwarts. Nu se vede de la lumină. Anyway, credeți-mă pe cuvânt, e cana mea cu Hogwarts din colecția de la Pepco de anul trecut și mi-am asortat-o la asta. Bun, este sâmbătă dimineață. Aseară, cum ziceam, m-am apucat să citesc o carte și zic, ce-ar fi dacă aș face un reading vlog din asta mai extins așa pe o săptămână, în care să vă arăt ce citesc, să vă pun la curent, să vă spun impresiile mele și să vedem ce iese. Habar n-am, nu știu. O să avem 3 cărți. Sau o să am 3 cărți. Nu știu de ce vorbesc la plural când filmez. Habar n-am. Nu mă întrebați că nu știu. Mi-am propus să citesc 3 cărți în săptămâna asta. Dacă voi reuși să citesc 3 cărți într-o săptămână, va fi o performanță, pentru că de regulă nu prea mi se întâmplă, mi se întâmplă foarte rar. Acum depinde și de cum merg cărțile, depinde și de ce se întâmplă, depinde și de starea mea. Și mi-am ales 3 cărți din spectre total diferite, tocmai ca să nu mă plictisesc, să fie ceva entertaining, să fie ceva fun, să, nu știu, să mă amuze și să nu mă plictisească, pentru că dacă mă plictisești, le las și salutare, s-a terminat. Și o să începem cu o carte pe care inițial am spus că nu o să citesc. Și asta pentru că eu făceam o confuzie între ea și o altă carte care se numește... Nu știu să vă zic acum cum se numește, dar o să vă las pe ecran. Așa, eu făceam o confuzie între cartea aia și asta, pentru că cumva poveștile sunt similare. Cu, mă rog, asta nu e cu un copil, e cu un tip, dar cealaltă este cu un copil care, mă rog, nu mai are mult de trăit și așa mai departe. Anyway, după ce m-am lămurit că e o confuzie în capul meu cu cărțile astea, mi-am dat seama că eu am văzut filmul de la făcut după cartea asta și m-a impresionat. L-am văzut chiar de 2 ori și de fiecare dată am plâns foarte tare, pentru că este foarte emoționant. Cel puțin așa mi-l amintesc eu, l-am văzut odată când eram, nu știu, preadolescentă și odată în adolescență și știu că m-a atins acolo, pentru că este un subiect foarte sensibil și felul în care este făcut filmul, din ce mi-aduc eu aminte, este bun. Este vorba despre Flori pentru Algernon, cartea. Așa, și am început aseară să o citesc și am zis că o să o citesc totuși, pentru că a picat la Book Club, a picat pentru luna octombrie, este cartea contemporană a lunii octombrie, deși cartea asta este considerată a fi un clasic, nu știu cine a pus-o în lista de cărți contemporane și a rămas acolo. Da, oricum, pentru octombrie mai avem și Kafka, Procesul, deci, da, raportat la Kafka este o carte contemporană. Și o să încep cu asta, pentru că asta am început-o aseară, am citit vreo 20 de pagini, 30 din ea și, deși este greu de citit, o să vă explic eu de ce la început, a început să mă prindă și să mă emoționeze și este emoționantă. Este o carte cu adevărat emoționantă. Este încadrată în categoria de thriller psihologic, văd eu aici, dar eu nu o văd ca pe un thriller psihologic, ci mai degrabă ca pe o dramă și un pic de ficțiune în ea, pentru că, mă rog, o să vedeți. Da, deci avem prima dată Flori pentru Algernon. Apoi avem un roman polițist sau un crime, dacă vreți. V-am zis, puțin din spectre diferite ca să mențin interesul și atenția activă. Cartea asta este o carte pe care o am și pe TBR-ul meu până la final de an. Se numește Sfaturi de viață. Este un roman de debut al lui René Șafranski. Zeta, da. Așa, și v-am mai povestit eu despre cartea asta. Este cu o tipă care divorțează de soțul ei pentru că este într-o relație foarte toxică, se mută într-un oraș, se recăsătorește și reface practic viața și când s-a liniștit și bine mersi e liniștită, fostul ei soț se mută în orașul în care s-a mutat ea cu noul soț și după câteva zile apar și el și noua lui soție apar morți și toată lumea o suspectează pe ea pentru că, vezi, doamne, ranchiună și resentimente și
răni nevindecate și așa mai departe. Și rămâne să vedem dacă este așa sau nu, să vedem cine e criminalul și așa mai departe. Și o carte pe care am cumpărat-o când am fost la Cluj, deși știu că nu trebuie să cumpăr cărți, dar când am văzut cartea asta, era într-un anticariat în, cred că în Polus, în Vivo. Acolo era un anticariat și cum am uitat la cărți, așa, scanam cărțile, nici nu le citeam titlurile, doar le scanam. Îmi apare cartea asta undeva pe un raf jos și zic, gata, asta trebuie să o iau, pentru că este o carte pe care eu am citit-o în copilărie, mă rog, în adolescență, și știu că am avut o perioadă foarte bună după cartea asta, fiindcă m-a motivat foarte tare și a fost o carte care pentru mine cumva a separat niște lucruri și mi-a dat niște lucruri de înțeles. Bineînțeles că ne ținând seama de lucrurile astea și ne făcându-le constant, le pierzi. Și așa că am cumpărat-o, este Gândește cutezător de Ben Carson. Este o carte pe care eu v-am mai dat-o ca exemplu. Ben Carson este un neurochirurg, este unul din primii neurochirurgi care au reușit să separe, sau primul neurochirurg care a reușit să separe două siameze unite în zona capului. Doar este un fel de self-help, dar este o carte care nu este în stilul cărților de self-help de acum, cu să faci asta, du-te, fă asta, că dacă nu ești un ratat, că dacă nu, nu știu ce, că nu știu, știți că tonul ăla agresiv pe care îl au cărțile de self-help din ziua de astăzi, este o carte mai domoală, care încearcă prin exemplul lui să spună cum a făcut anumite lucruri și cum trebuie să gândești și cum v-ați deschide mintea. Și asta mi-a plăcut mie, adolescentă fiind, și v-am zis, m-a impresionat cumva și povestea lui, pentru că el era practic analfabet la un moment dat, o să vă povestesc. Și da, este și o carte destul de subțire și mă gândesc că m-ar ajuta să schimb puțin registru și să reamintesc anumite lucruri și pe lângă asta îmi răsprospătez informațiile și cumva să fie altceva decât ce citesc. Dacă reușesc într-o săptămână să citesc aceste trei cărți, eu sunt mega extra happy. Dacă o să mă plictisesc de ele și am să le abandonez, am să vă spun, poate o să iau altceva. Vedem cum o să decurgă, că de-aia este un reading daily vlog sau reading weekly vlog sau cum vreți voi. Da, am citit vreo 30 de pagini din Flori pentru Algernon. Nu o să vă dau acum un update, o să vă dau puțin mai încolo ca să se mai întâmple ceva și după aia vin și vă spun cam după primele 50 de pagini ce și cum și așa mai departe. See you later! Faceți, am revenit cu primul update de la Flori pentru Algernon. Am zis că vă fac un update pe seară, ieri, astăzi fiind duminică, ieri am început clipul, dar n-am mai apucat, că m-am luat cu diverse, am citit așa printre picături și am stat un pic mai mult pe seară să citesc, că am ajuns undeva la pagina 120, ceea ce este bine pentru mine, adică am citit destul de mult cel ieri, undeva la 80 de pagini, chiar mai bine. E o carte care este în primul rând extrem de încărcată de emoție. Mi-am dat seama că nu v-am spus despre ce este vorba în cartea asta când am făcut intro-ul și este vorba despre un băiat pe nume Charlie, un tip, de fapt un bărbat, că este deja un bărbat în toată firea, care are un retard mental sever, are un IQ foarte mic și săracul el încearcă să-și ducă viața așa cum știe și cum poate și este inclus într-un program în care să îi se crească cumva artificial inteligența. Este supus unei operații și prin implantarea unui dispozitiv într-o anumită zonă a creierului, teoretic acest dispozitiv îl face mult mai inteligent și ajunge chiar un geniu de pe urma lui. De aici se întâmplă foarte multe lucruri. De unde Flori pentru Algernon? De unde numele de Flori pentru Algernon? De la faptul că experimentul ăsta, că este un experiment, a fost făcut inițial pe un șoarece și având rezultate pozitive pe acel șoarece, au trecut la a face experimentul pe om, în speță pe Charlie. Ca să începem cu partea aia, cu prima parte pe care am citit-o, este o carte extrem de emoționantă în primul rând și asta m-a făcut să stau la distanță de această carte, să stau departe de ea, pentru că știu că este o carte emoționantă, știu că este o carte care te mișcă, având în vedere
lucrurile prin care trece Charlie, dar nu m-am așteptat să mă lovească în felul în care m-a lovit, pentru că, din păcate, sau din fericire, domn, naiba știe, foarte multe din scenariile cu care Charlie s-a întâlnit pe parcursul existenței lui până a deveni inteligent, le-am trăit și eu. Și asta pentru că societatea nu acceptă oameni diferiți. Dacă vă aduceți aminte despre subiectul pe care l-am mai abordat, eu știu cum vă mai spuneam, că... Da, în general, oamenii te împing, îți spun discursul clasic care a devenit clișeic, că da, e bine să fii diferit, dar în momentul în care felul tău de a fi diferit le depășește capacitatea lor de înțelegere, nu mai e ok. Charlie fiind un tip retardat și la noi în societate cel puțin am întâlnit cazurile astea de nenumărate ori și știți cu siguranță, sigur le-ați văzut și voi și este imposibil ca... măcar o dată să nu vă fi întâlnit cu un scenariu din ăsta, în momentul în care dăm de o persoană cu un retard mental sau un handicap sau cu o deficiență de un anumit fel, acea persoană devine o batjocură. Poate în ultimii ani nu atât de mult, dar în anii 90, chiar și în anii 2000, era o practică constantă, adică orice om care era diferit și nu prin voia lui, era sursa batjocurii, era sursa ta de bancuri, sursa ta de glume, sursa ta de miștouri. Și de aici și foarte mult bullying prin care trece Charlie și v-am zis, nu-mi sunt străine scenariile astea și nu-mi sunt străine comportamentele astea pe care le au oamenii care se cred superiori. Dar plecăm de la, din primele pagini, practic cartea este jurnalul lui Charlie sau un raport de progres, cum mi se spune, pentru că medicii care l-au inclus în acest program l-au sfătuit să scrie pentru a-și da seama de progresul lui. Și practic ce facem este să plecăm de la niște pagini care sunt foarte aiurea scrise, dar... Aici în carte sunt făcute, sunt scrise agramat, sunt scrise greșit, să-și, spre exemplu, îl scrie S-A-Ș, legat. Sau, mă rog, sunt foarte multe exemple, adică primele pagini sunt mai greuite de citit tocmai pentru că mintea ta vrea să le citească corect, dar ele sunt scrise greșit intenționat și asta pentru că încearcă să evidențieze felul în care... scria Charlie, cum vorbea el și faptul că avea un IQ limitat, avea un IQ de 68, dacă mi-aduc eu bine aminte, și pe parcurs, încet, încet, nu durează mult, începe ușor, ușor să se redreseze după operație. După ce face acea operație, începe ușor, ușor să facă progrese și să devină inteligent. Metoda asta mi se pare interesantă pentru că te face cumva să și simți progresul pe care îl are Charlie, nu doar să citești. Am zis, prima parte din câte am citit eu e... plină cu multe scenarii, cu multe amintiri de bullying, cu multe scenarii în care a fost batjocorit, cu multe scenarii în care a fost sursa de amuzament a celor din jurul lui care se cred superiori și ulterior, după ce începe să devină inteligent, după ce practic în mintea lui este normal, pentru că dorința lui constantă era să fiu și eu deștept, să fiu și eu deștept, să fiu și eu, să pot și eu să citesc și să fiu deștept. Și în momentul în care ajunge un nivel din ăsta firesc și începe să se comporte normal, oamenii încep să levite pentru că este ciudat, pentru că se întâmplă ceva cu el, pentru că este neplăcut, pentru că de ce să îl bagi în seamă și așa mai departe. Și de fapt ce substratul acestei cărți este nevoia de acceptare și nevoia de a avea oameni lângă tine și nevoia de apreciere, pentru că de fapt Charlie ce caută în... indiferent de starea și de ipostaza în care se află, este să fie acceptat. Și deși în momentul în care are un IQ redus nu-și dă seama că el nu este acceptat și râde la bagiocorările prin care este trecut, râde odată cu ceilalți, îi se par și lui amuzante scenariile în care este pus și postazele în care este pus, își dă seama că ceva nu e în regulă, își dă seama că este diferit și își dorește să fie și el ca ceilalți. După aceea, după ce îi
crește IQ-ul și devine inteligent și chiar începe să-i depășească pe ceilalți, își dă seama că nici așa nu se poate integra și că nici așa nu este acceptat, pentru că este ciudat și pentru că este diferit și pentru că oamenii se tem de diferit în continuare, dar acum este la un nivel conștient și își dă seama că este la fel de singur, indiferent de valoarea IQ-ului său, și este la fel de marginalizat, indiferent de pașii pe care i-ar urma, pentru că societatea cumva are niște reguli din astea stricte în care dacă nu te-ai încadrat, nu prea ai ce căuta. Chiar are un pasaj în care zice ceva de genul: totul era în regulă atâta timp cât puteau să-și bată joc de mine și să facă pe deștepții, dar acum, văzându-se că inferiori cretinului de care râdeau, nu mai este în regulă. Cumva pentru el nu este loc pe lumea asta sau în lumea asta, indiferent de ipostaza sau nivelul IQ-ului pe care îl are. Și este trist pentru că în interiorul lui se dă așa o luptă între ce își imagina el că i-ar aduce un IQ mai mare sau să fie deștept cum își dorea și ce se întâmplă în realitate, și că de fapt realitatea este mult mai dură și mult mai tristă și mult mai rea. Pe lângă asta avem și o parte în care cumva el este conștient de retardul emoțional pe care îl are, care rămâne, și încearcă să-l suplinească și pe ăla, sau să încearcă să-l aducă și pe ăla în prezent, să-l updateze, ca să zic așa. Da, și sunt curioasă ce se întâmplă, pentru că deja s-a întâmplat o mare parte din ce mi-aduc eu aminte din film. Singura chestie care mi se pare total diferită de film este că el nu prea are interacțiuni cu Algernon, cu șoarecele. Ori dacă ați văzut filmul, că asta mi-a rămas cumva în minte, că șoricelul ăla în film este emblematic pentru că el este tot timpul cu șoricelul lângă el. Adică aproape tot timpul are la el și tot timpul se joacă și citește cu el și l-are cu el pe șoricel, pe Algernon. Pe când aici în carte nu l-are cu el, se întâlnește la laborator și asta până a început să se-l bată la teste, și după ce l-a bătut pe Algernon la teste, nu s-au prea mai întâlnit. Deci mi-a plăcut foarte tare, merge bine cartea, adică v-am zis, merge surprinzător de repede pentru mine, pentru o cititoare lentă merge surprinzător de bine. Dacă aș reuși să citesc atât de mult cât am citit și ieri, cred că astăzi aș putea să termin cartea sau să ajung undeva spre final. Așa, dar să vedem, că acum este deja 1 și n-am citit nimic astăzi pentru că am avut alte treburi, fiind duminică. Mi-am făcut unghiile, mi-am făcut alte chestii și nu n-am stat de citit, așa că o să citesc, dar mai încolo, că mai am puțină treabă. Da, că vă las cam aici cu impresiile astea și vorbim, cred că, mai încolo. Este o zi minunată de marți. Nu știu de ce, Dumnezeu, am senzația că este miercuri. Ah, ba da, pentru că ar trebui să pregătesc clipul pentru joi și de aia mi se pare că este miercuri. Veni cu un mic update așa la progresul meu în ceea ce citesc și reading vlog-ul ăsta, pentru că nu cum prea v-am ținut la curent. Așa, ultima dată când am vorbit cu voi, cred că era duminică, țin să vă anunț că duminică n-am citit nimic. Deci, nu știu ce, după ce am filmat segmentul ăla, nu știu, s-a întâmplat un scurt circuit în capul meu și n-am citit nada, de nada, de nimica, nimicuța, nu mi-a trebuit de nimic. Și ieri, luni fiind, am citit pe seara, am citit vreo 60 de pagini. Am ajuns pe la 180 și ceva, mai citit câteva pagini acum din Flori pentru Algernon, nu mai am mult și o să o termin. Dacă am un drive bun, poate o termin și eu astăzi, ca să pot să termin cele 3 cărți cum mi-am propus săptămâna asta. Dacă nu, aia este cât s-o putea. Da, și povestea în sine începe să evolueze. Charlie, din punctul în care își dorea să devină acceptat de societate, își dă seama, acum realizează că oriunde s-ar întoarce, ori încotro s-ar duce, nu o să
îl acceptă nimeni, nici prost, nici inteligent, nici geniu, nicăieri nu este și ba mai mult de atât și-a dat seama că el în toată schema asta a experimentului nu este decât o unealtă și că cei care erau în experiment teoretic prietenii lui, de fapt, pe lângă faptul că sunt inferiori intelectual, îl și tratează ca pe un obiect, adică chiar era la o conferință la un moment dat unde vorbea profesorul care se ocupa de experiment și a dat seama că vorbea de el ca de un obiect și îl deranja foarte tare treaba asta și nu înțelegea de ce îl deranjează și ba mai mult ce mi s-a părut senzațional acolo când a fost vorba de conferință este cum el a reușit să-și dea seama unde sunt punctele slabe ale experimentului și unde au greșit cei care au făcut experimentul și cumva a realizat că nu o să țină, adică inteligența lui nu o să țină veșnic și că o să se termine și că o să s-ar putea să se întoarcă de unde a plecat sau, mă rog, s-ar putea ca experimentul să eșueze în final. Și era așa a fost un moment tare haios așa când toată lumea vorbea și el a avut așa momentul ăsta de o revelație practic în care și-a dat seama că experimentul nu o să funcționeze și că de fapt toți îl tratează ca pe un obiect, lucru care i-a confirmat faptul că el, deși este dezvoltat intelectual foarte mult și că a avansat foarte mult și și-a dat seama că i-a depășit pe toți practic în intelect și în inteligență, este în egală măsură extrem de retardat pe plan emoțional și încă nu știa de ce și am ajuns în punctul în care a realizat și de ce este retardat emoțional și de faptul că Charlie, cel de dinainte de operație, încă există și este acolo și n-a fost decât cumva redus la tăcere. De fapt, n-a fost șters și n-a fost înlocuit cu Charlie, cel inteligent, și doar este acolo și este redus la tăcere și în momentul în care are ocazia își face simțită prezența și de-aia, din punct de vedere emoțional, el cumva nu este stabil și nu este maturizat, fiindcă Charlie, cel prost, cel retardat, își face simțită prezența, fiindcă el se ghida numai pe baza emoțiilor și pe baza instinctului care era subdezvoltat și el și care a rămas subdezvoltat și având realizările astea și cumva vezi cum îi se învârt rotițele așa în cap și ajunge de la o realizare la o realizare, cumva poți să faci o paralelă cam cu procesul de maturizare a unui om. Nu știu dacă voi v-ați pus vreodată întrebările astea, dar eu cu siguranță când eram adolescentă mi le puneam și chiar și acum mi le pun de multe ori. În procesul ăsta de maturizare care nu e așa floare la ureche cum cel puțin cum mi se descria mie, că te duci la școală, înveți, te duci la facultate, îți iei un serviciu și gata, ești o matur. Nu e așa. De fapt, procesul de maturizare și de conștientizare a minții omului și de adaptare la mediul în care sau neadaptarea la mediul în care te afli este mult mai complex și este mult mai amplu și cumva asta mi se pare că încearcă să sublinieze cartea asta, faptul că sunt oameni care poate din punct de vedere fizic, intelectual, sunt maturizați perfect, ok, și vedem chestia asta, cred că peste tot, în fiecare zi, dar din punct de vedere emoțional nu sunt maturizați și asta îi face să greșească foarte mult sau îi face să nu poată avansa pe anumite planuri în viețile lor, fiindcă lipsa asta de maturizare emoțională sau anumite traume, pentru că și Charlie are foarte multe traume și vine cu un bagaj foarte, foarte mare în spate, îl opresc din a se maturiza emoțional și din a merge mai departe și din a accepta că poate s-a îndrăgostit sau din a accepta că poate să aibă o relație cu o femeie și ce înseamnă o relație cu o femeie și ce înseamnă să iubești și ce înseamnă să fii apropiat. În egală măsură, toate traumele astea îți pot da, și aici pot să confirm că este foarte complicat, îți pot da o neîncredere în oamenii din jurul tău și te pot duce în punctul în care nu ai încredere credere în nimeni și nu vrei să te atașezi de nimeni, pentru că îți este foarte frică de posibilele traume care ar putea să vină, adică frica de a fi rănit
din nou, poate chiar mai tare, este mai mare decât dorința de a lega niște relații cu alți oameni. Și v-am zis, știu pe pielea mea cum este și este, nu știu, mie mi se pare complexă cartea asta, deși la prima vedere, că am pus pe Instagram câteva story-uri și am făcut un reel cu cartea asta și multă lume zice, a, păi nu-mi place, a, că nu a fost, că a fost, da, într-adevăr, la prima vedere poate părea o carte superficială, dar nu este. Dacă stai puțin și diseci așa, dai la o parte toate straturile pe care le are, e ca o ceapă așa cu multe straturi, dacă dai la o parte straturile astea de la suprafață care par superficiale, cumva cartea îți propune niște teme de gândire puțin mai complexe, te face să te gândești la niște lucruri mai în profunzime și la ceea ce, la perspectiva pe care o avem noi ca oameni. Un alt lucru pe care mi-a plăcut a fost că într-un mare final Charlie a realizat că, băi, ok, am un timp limitat, extrapolând, putem să spunem și noi la fel, că noi ca oameni avem un timp limitat pe pământ, da? Am un timp limitat, am o inteligență extraordinară, hai să fac ceva cu ea, hai să o pun în aplicare, hai să fac ceva cu ea, hai să ajut oamenii, să ajut știința cu lucrurile pe care le-am învățat eu, pentru că am observat că cei care sunt în mediul științific sunt inferiori din punct de vedere intelectual și cumva au anumite blocaje și nu pot vedea anumite lucruri și eu aș putea să-i ajut, având un intelect superior și văzând lucrurile altfel și constatând și analizând și făcând alte legături, pot să-i ajut să progreseze în domeniile lor. Și ăsta este un punct, adică e cumva un făgaș pozitiv pe care îl ia, pentru că este foarte simplu să devii arogant, ceea ce și el făcuse, este foarte simplu să devii arogant, să zici... Eu sunt peste toți pentru că sunt mai inteligent, cum de altfel vedem foarte mulți oameni că au tendința să, cum capătă cu câteva cunoștințe în plus, cum se văd superiori altora, mamă, deja urlă de aroganță. Este foarte ușor să cazi în capcana asta și sunt foarte mulți oameni, chiar oameni de știință, oameni inteligenți, de care nu te poți apropia nu pentru că ești prea prost pentru ei, ci pentru că ei consideră că le ești inferior și ei nu stau de vorbă cu restul lumii, fiindcă ei nu stau de vorbă cu proștii și decât cu oamenii din sfera lor de interes și cu oameni care le sunt egali intelectual. E ușor să cazi în capcana asta și e trist, dar în egală măsură Charlie realizează că bă, pot să fac ceva cu treaba asta, adică pot să o duc mai departe. Iarăși, un alt lucru care m-a scoate din sărite, în sensul că mă zgândere sunt toate traumele alea pe care le-a indus mama lui, pe care le-a reinduse de mama lui, că, care în loc să-l înțeleagă, în loc să-l ajute, a făcut tot posibilul să își alimenteze propria frică față de el. Pe principiul fricii de necunoscut. Nu știu cum e copilul, nu știu cum o să reacționeze, hai să-mi fie frică. Și e trist când vezi scenarii din astea cu părinți care au copii cu probleme și în loc să-i înțeleagă, iarăși știu cum e, în loc să-i înțeleagă, te ostracizează și te trag la răspundere și te ceartă că de ce nu ești ca ceilalți. De ce nu faci și tu ca ceilalți? De ce nu poți să fii normal? Și așa mai departe, da. Da, cert este că Charlie n-are un loc pe lumea asta. Adică este un om singur, indiferent de poziția lui intelectuală și indiferent de maturizarea lui emoțională, este un om singur. Și asta mi s-a părut interesant, da, mi se, nu știu, mă atinge chestia asta, m-am zis că mă atinge treaba asta, dar să sperăm că o să apuc să citesc mai mult astăzi. Este o zi absolut urâtă, de-aia de toamnă, știți, de-aia urâtă de toamnă, nu de-aia frumoasă din poze, știți, când e soare, când sunt frunze galbene, nu, e o vreme de-aia urâtă, rău de toamnă, ceva de, așa, bate vântul, e rece, e norat, aveam ceva de făcut, trebuia să ies la... Nici nu mă gândesc să ies din casă pe vremea asta așa de urâtă. Mi-am mai făcut un ceai aici. Am făcut mai devreme, mi-am făcut o cafea, încă o cafea și niște gogoși din alea de casă, așa, din a lua din ala de ospit, cum îmi făcea, a lua de ospit, cum zicea bunica mea. Și au fost super, super bune. Și mi-am făcut, după ce l-am terminat pe alea, mi-am făcut un ceai, că simt nevoia de ceva cald. Am zis, e urât afară. Teoretic ar fi numai bine de citit, dar mai am și alte lucruri de făcut în viața asta, nu doar să citesc. De-aia sper ca pe diseară să pot să citesc mai mult și să
avansez, că cartea asta are în total 264 de pagini. Îmi place asta, îmi place că merge repede, adică lectura ei merge destul de repede. După ce am trecut de pasajul ăla când Charlie era agramat, merge super repede, da. Bun, atât pentru moment. Vorbim mai încolo. Ciao! Bună de dimineața, dragilor! Ce faceți? Vin rapid cu un update pentru că am ceva update. Astăzi este miercuri. Nu mai știam ce zi este. Este miercuri. Aseară am reușit să termin flori pentru Algernon. Yay! Deci, vai de capul meu, vai de capul meu. M-a rupt în bucățele. N-am mai plâns în halul în care am plâns la cartea asta de ani de zile. Deci, vreau să fac update-ul aseară, așa am propusesem să fac update-ul aseară când am terminat-o, ca să vă fie impresiile la cald, dar n-am putut, nu, eram aia, prânz din ăla, așa, cu smiorcăieli, cu muci, cu ăla, horror, știți? Și apoi, credeți-mă că mă cunosc suficient de bine încât să știu că am o față foarte urâtă când plâng. Prin urmare, v-am scutit de aspectul ăsta, dar, nu știu, m-a rupt în bucăți și mi s-a părut extrem de sensibilă pentru că exact ca un clopot așa, toată traiectoria lui Charlie și toată viața lui Charlie și cumva te face să te gândești și să extrapolezi că cam așa e și viața unui om, adică indiferent de IQ pe care îl ai, cam așa e și viața ta, pleci de undeva de jos, crești, la un moment dat ajungi pe un platou și după aia cazi. Și acum depinde de fiecare, na, cum e viața lui, dar caz mai repede sau mai ușor, iar la el căderea a fost foarte bruscă, mai bruscă decât urc ușor, știți? Și pe lângă asta, pe mine mă sperie una din fricile mele foarte mari de la bunica mea, de când cu Alzheimer-ul bunicii mele și de când am văzut-o, cum a evoluat Alzheimer-ul ei. Pe mine mă sperie foarte tare ideea asta de a pierde mințile, știți? De a mă trezi că într-o zi că nu mai știu cine sunt, că nu mai știu unde sunt, că da, pe mine mă sperie chestia asta și cumva cartea asta face exact asta, îmi descrie din interior stările astea, cum sunt stările astea și le asociam cumva și cu bunica mea și cu alte persoane care au fost bolnave de Alzheimer și parcă vezi din interior lucrurile, pentru că le vezi dezorientarea, le vezi neputința de multe ori și stai și te gândești oare ce o fi mintea omului ăstuia care este atât de dezorientat și de dezechilibrat și care nu știe pe ce lume este și care uită să și mănânce și așa mai departe. Și cumva cartea te bagă în chestia asta și este, pentru mine a fost foarte sensibilă, odată din punctul ăsta de vedere că a atins o coardă acolo cu o frică de-a mea, dar în același timp și felul în care a fost scrisă, mie mi s-a părut că a fost foarte sensibilă. Tăia de la un Charlie care este ignorant, care nu știe nimic, care are o dorință și el să fie mai deștept pentru că toată viața a fost obiectul amuzamentului celorlalți, fiindcă nu era suficient de deștept și după aceea ajunge deștept și tot singur este și își dă seama că a fi deștept nu l-a ajutat cu nimic și că nu-l tratau oamenii mai bine și că nu era mai bine și după aceea să piardă toată chestia asta și să ajungă de unde a plecat sau chiar mai rău. Și da, mi s-a părut foarte sensibilă, mi-a plăcut foarte tare cartea, i-am dat 5 stele din stat fără să mă gândesc și mi s-a părut foarte, foarte frumoasă și mi s-a părut frumos scrisă. Știu că am pus pe Instagram și mai multe persoane spuneau că, vai, doamne, că ce e atâta fâs cu el. V-am zis, depinde cum o privești, depinde din ce perspectivă o privești, depinde dacă te uiți doar la povestea inițială sau cauți și mesajele din spate. Mie mi se pare că este o carte cu foarte multe mesaje în spate, că este o carte emoționantă, că este o carte cu multe substraturi și cu multe lucruri de gândit și îți dă mult de gândit și, da, mai emoționat. După cum se vede, mai emoționat. Astăzi mă apuc de sfaturi de viață, nu chiar acum, că nu am timp acum în momentul de față, pe diseară, dacă o să decurgă totul bine, pe diseară mă apuc de ea, intenționez să mă apuc de ea, este romanul la polițist cu tipa care divorțează și așa mai departe, v-am zis și eu.
De ea, stați așa, câte pagini are brea asta? Are 380, stați că nu vedeam. Optul ăla e făcut, dar nu-ți dai seama dacă e 8 sau e 6. 380 de pagini, deci aproape 400 de pagini. Asta înseamnă că s-ar putea ca cealaltă să nu intre săptămâna asta. Da, asta este, citim cât putem și citim de plăcere. Aia a mers foarte repede ca lectură, să sperăm că o să meargă și asta. A, scrisul este decent, nu este nici foarte mare, nici foarte mic. Pentru mine asta este un scris micuț, adică este la limita dintre ok și mic pentru mine, dar mă descurc, pot și mai cu mai rău de atât. Bun, asta a fost update-ul în materie de cărți. Astăzi asta se va întâmpla. Începe cartea asta și rămâne să vedem. Asta e supracoperta, by the way, că are supracoperta și am dat-o jos. Asta e supracoperta, nimic interesant, dar am dat-o jos ca să fie gata pregătită, că n-am timp să citesc, să mă înfigă ea. Mă apuc de treburile mele și povestim mai încolo. Ceau! Hello, hello, hello! I'm the worst vlogger in the world pentru că n-am mai făcut un update la vlogul ăsta de nu știu câte zile. Când ultima dată, parcă mi-aduc aminte că vă ziceam că am început Sfaturi de viață, am citit cred că 10 pagini sau 20 de pagini în ea, după care am mai citit aseară, astăzi fiind sâmbătă, by the way, deci am ajuns la cercul complet. Am citit și aseară vreo 20 și ceva de pagini, sunt pe la pagina 50. Băi, dar mă plictisește. Deci mă plictisește, cel puțin aseară mă plictisea atât de tare încât n-aveam nici un chef de cartea asta, n-aveam nici cea mai mică stare de ea, nu-mi trebuia absolut deloc. Problema ei este că se încurcă în descrieri și vine și îmi descrie și îmi face foarte multe descrieri și știți că nu-mi place chestia asta și vine și îmi povestește din amintiri și îmi descrie și mi-și aduce aminte și îmi spune și nu știu, nici n-am avut o stare prea bună pentru că ieri am avut o zi destul de proastă și nici n-am avut o stare bună pentru cartea asta, așa că am lăsat-o și vroiam altceva și nu știu, poate și din cauza că mi-a plăcut atât de tare Flori pentru Algernon și parcă e orice vine după e, nu știu, aiurea. M-am apucat de asta la alta seară, de altfel am citit primul capitol pentru că eram obosită, aveam stare proastă și n-am reușit să citesc mai mult, dar merge destul de bine pentru că e o carte ușoară asta, pe care să îmi gândește cutezător. Mă uitam azi de dimineață pe Goodreads, pe review-uri, sunt amestecate review-urile. La vremea la când, în care s-a lansat cartea asta și la care a venit și România, era ceva. Nu știu, încă nu începuse tot trendul ăsta cu self-help-ul și încă oamenii nu scriau cărți din astea de self-help comerciale. Am înțeles ceva din ce am citit prin comentarii pe acolo, pe la unii dintre cei care au lăsat comentarii pe Goodreads, că ar fi intrat în politică Ben Carson, nu știu, nu mă interesează, chiar nu-mi pasă. Pentru mine v-am zis, am cumva reprezint așa o stare din aia nostalgică și știu că la momentul la care am citit cartea asta mi-a dat așa un boost de energie și cumva mi-a schimbat viziunea și m-a făcut să mă uit mai cu atenție la mai niște chestii și m-a ajutat. Adică, practic, chiar m-a ajutat pentru că eram și într-o perioadă în care nu avem de la cine să iau sfaturi și să schimbă lumina, îmi pare rău. Era și o perioadă din asta de la care eu nu aveam de la cine să iau sfaturi utile, o sfaturi de viață pe care le-am urmat până am uitat de ele. Știți că așa se întâmplă. Dacă nu tot continui să-ți alimentezi partea asta, doza asta de motivație, se termină și la un moment dat uiți toate lucrurile pe care le-ai făcut. Și astăzi o să mă ocup de asta, dar mai târziu. Și vedem. Este sâmbătă, acum este deja ora prânzului, trebuie să mă ocup de mâncare, trebuie să mă ocup de altele și poate pe după masă am mai mult timp să citesc ca să termin. Bănuiesc că aș putea să termin cartea asta azi sau mâine pentru că e ușoară și se citește rapid și e subțirică. Da, vedem. Și pe asta la altă, asta cu sfaturi de viață, deocamdată nu mă opresc din a o citi. Vedem în ce stare sunt după ce termin Gândește cutezător și vor veni atunci. O să fac vlogul ăsta, o să-l întind până mâine. Ca să fie întins până mâine, că așa n-are sens și mai vedem atunci. Hello, my loves! Vă vorbesc din colțul magic, din care v-am vorbit aproape
Tot de vlogul ăsta, tot din vlogul ăsta și s-a schimbat puțin peisajul pentru că am schimbat birou. Astăzi mi-a tunat, astăzi fiind duminică seară, sunt deja în pijamale, sunt gata de somn, dar am zis să mai lucrez puțin la niște chestii, să mai și editez puțin, dar să fac și încheierea pentru clipul ăsta pentru că e cazul. Ne chinuim de o săptămână cu el, sau mă rog, ne chinuim. Nu, ne chinuim, dar a fost un vlog, din punctul meu de vedere, cel puțin interesant cum s-a desfășurat. Și chiar să-mi spuneți dacă vă place ideea și dacă vreți să mai facem pe viitor un astfel de daily vlog de asta de citit cărți. Și spun că a fost o săptămână interesantă pentru că am avut atât cărți despre care mi-a schimbat părerea, sau o carte despre care mi-a schimbat părerea, o carte de 5 stele care mi-a plăcut la nebunie și o carte pe care n-am terminat-o. Deocamdată n-am să o trec la capitolul DNF, adică nu o să pun în raftul cu DNF. Eu pe Goodreads, dacă mă urmăriți, poate ați văzut, pe Goodreads-ul meu am niște rafturi cărți, ca să spunem așa, pe lângă cele citite, pe lângă ce vreau să citesc și pe lângă favorite, am un raft cu cărți pe care le-am ascultat atât în format audio. Asta ca să-mi rămână mie pe viitor, în caz că vreau să știu sau am ca referință, băi, cartea aia am citit-o în format fizic sau am ascultat-o, în caz că uit să știu să mă uit acolo. Și mai am un raft cu DNF, adică cu cărți pe care nu le-am terminat, did not finished, înseamnă DNF. Și sfatul de viață deocamdată nu o pun în raftul ăla, o mai las până la final de lună, o să încerc să o citesc până la final de lună, o să încerc să trec prin ea, doar că este înfiorător de plictisitoare până în punctul de față. Adică întrerupe acțiunea în mod constant pentru amintiri. Și nu e ca în cazul în 1984, să spunem, când George Orwell tot timpul își întrerupea acțiunea pentru a-ți da informații despre ce s-a întâmplat mai de mult sau cum au luat naștere niște reguli și așa mai departe, cum au luat naștere sistemul, ci pur și simplu aici întrerupe constant acțiunea cu amintiri random care bănuiesc că undeva spre finalul cărții vor avea sens, adică înțeleg că poate au o legătură și o logică toate chestiile astea, dar e atât de plictisitor. Spre exemplu, tipa care este personajul principal și care, apropo, nu s-a recăsătorit după ce a divorțat de soțul ei, cum ziceam la începutul clipului, am înțeles eu greșit, doar el s-a recăsătorit, ea nu. Tot în paranteză, are o stare din asta constantă de ură și de trăiește într-o frustrare din asta constantă că a părăsit-o soțul ei, că a înșelat-o cu aia și că nu știu ce și este foarte amară și foarte acră cu privire la ea, adică practic nu poate să treacă peste fenomenul ăsta că l-a înșelat-o și că s-au despărțit până la urmă și că s-a terminat treaba între ei și nu poate să treacă de chestia asta, știți? Și dă așa o senzație foarte aiure. Bun, închizând paranteza, face exact ce am făcut eu mai devreme și anume începe și povestește. Spre exemplu, la un moment dat se ducea spre locul crimei, că v-am zis că e vorba de o crimă, și se ducea spre locul crimei, vrea ea să se ducă să se faufileze pe acolo spre locul crimei și vede niște rațe pe un lac. Și se uită la rațele alea și începe. Și își aduce ea aminte cum a împletit la un moment dat o poveste cu un rățoi. După care, de la povestea aia, se uită la rațele alea și parcă îi vorbesc rațele. Și își imaginează ea ce dialog ar exista între ea și rațele alea. Dar fără context, știți? Fără legătură cu ceea ce se întâmplă. Mi-e greu să o urmăresc. Prin urmare, o mai las până la finalul lunii, o îi dau o șansă, încerc, mă chinui, o să încerc. Bun, apoi, gândește cutezător. Nu le am la mine, alea două nu le am la mine, sunt pe noptiere lăsate. Gândește cutezător.
De data asta am privit-o cu alți ochi. Mă așteptam să se întâmple treaba asta decât atunci când am citit-o prima dată. Era firesc să se întâmple. Am mai acumulat și eu niște experiențe de viață, am mai văzut și am mai citit și eu niște lucruri, am mai trecut prin niște lucruri. Era normal să o văd altfel. I-am scăzut ratingul de la 5 și de la favorite. Am trecut-o la 3 stele, care mi se pare un rating decent pentru ceea ce este cartea. Mesajul de bază al cărții este că dacă cineva a putut să facă ceva, poți și tu să faci lucrul ăla. Pentru că asta îi repeta mama lui Ben Carson, lui Ben, constant. Da? Dacă cineva a făcut ceva, dacă cineva a luat notă mare, înseamnă că poți și tu. Ceea ce poate să fie discutabil, adică de principiu sunt de acord cu teoria asta, da? De principiu sunt de acord că, băi, dacă îți pui mintea la contribuție și dacă te gândești ce a făcut altul, poți face și tu. Dacă este să discutăm teoria asta în esență, apar niște probleme. Pentru că asta ar presupune ca toți oamenii să fie egali în fața societății. Știți? Adică plecăm toți de la aceeași linie de start, plecăm toți cu vedere perfectă, în cazul meu, și putem să facem toți aceleași lucruri. Da? Dacă e să le diseci în esență. Dar, mă rog, nu intrăm în esență. Dacă vreți să intrăm într-un TikTok în esență, îmi spuneți și discutăm. Da, deci mesajul de bază este ok și mai sunt acolo niște mesaje care mi-au plăcut, cu privire, de exemplu, la creier, cum să-ți menții creierul sănătos, apropo de citit, cu privire la atitudine, la cât de mult influențează atitudinea, la faptul că este demonstrat științific și acum nu mai este considerat, și gândiți-vă, cartea asta a fost scrisă prin anii 90, adică nu a fost scrisă acum, ieri. El, operația aia cu gemenii, cu siamezii, a făcut-o prin 80-80 și ceva. Când și în Statele Unite tehnologia era care era, da? Deci omul este foarte bun. Vorbește foarte mult despre recunoștință, sunt niște mesaje foarte importante, foarte ok în cartea asta, pe care le poți prelua, cu care sunt perfect de acord. Sau, mă rog, dacă nu-s de acord, le înțeleg. Ce m-a deranjat de data asta și data trecută când am citit cartea, n-am sesizat, a fost faptul că insistă foarte tare pe religie. Ok, sunt de acord cu mesajul, băi, încearcă să te apropii de Dumnezeu, de divinitate, de univers, încearcă să-ți creezi o formă din asta superioară de, nu știu, de a te agăța de ceva, dar cumva mi s-a părut că te împinge foarte tare către religia lui și vine dintr-o religie din asta care în unele părți ale lumii ăsteia este considerată sectă. Nu o să zic care, dacă vreți știți voi și așa mai departe. Și are cumva tendința asta de vino la noi sau vino și credem ce credem noi sau ar trebui să crezi în felul ăsta și mă deranjează aspectul ăsta, adică mă deranjează discursurile astea religioase din cărți, din filme și așa mai departe, pentru că se presupune că vorbim despre libertate religioasă la nivel mondial, nu în România, că în România toată lumea trebuie să fie ortodoxă sau nimic, și se presupune că genul ăsta de discurs ar trebui să fie un pic mai temperat, mai ales în astfel de cărți. Dar, având în vedere contextul în care a fost scrisă cartea, pot să înțeleg că oarecum oamenii în perioada respectivă erau mai vehemenți, iar adepții acestui cult sunt, de felul lor, sunt mai vehemenți în credința lor și li se pare că iarăși ei au dreptate sau că toată lumea ar trebui să facă ca ei. Ceea ce e ok din punctul meu de vedere, atâta timp cât nu mă obligi să crede ce vrei tu, fă ce vrei tu, roagă-te la ce vrei tu, dă-te cu capul de ce vrei tu, nu mă interesează, fix problema ta, dar nu veni să-mi bagi mie pe gât niște chestii de genul ăsta, că trebuie să te apropii de Dumnezeu, că trebuie să faci chestia asta, că trebuie să-i dai niște ofrande lui Dumnezeu. Știi? Adică, lasă-mă pe mine să-mi manageriez eu relația cu Dumnezeu așa cum consider de cuvință. Cam asta e ideea. Bun, în rest, v-am zis, toate bune și ok, dar că acum, dacă găsiți cartea, se întâmplă să o găsiți, că nu se mai publică, nu, dacă o găsiți într-un anticariat și sunteți curioși și aveți așa o curiozitate, nu e o carte rea, merită atins, merită citit, dar nu e nici senzațional, adică nu vă așteptați că nu vă schimbă viața.
Și ultima carte, Flori pentru Algernon. V-am zis deja că mai tot clipul ăsta am vorbit despre ea, n-o să mai insist. Mi-a plăcut, m-a rupt în bucăți finalul, cel puțin m-a terminat. Deși finalul mi s-a părut realist și firesc și era clar că așa trebuie să se încheie cartea asta, cum s-a încheiat, totuși speram la un final din ăla puțin romanțat. Puțin... Dar lasă și lui măcar un pic din inteligența aia, măcar o frântură. Lasă și lui un pic din amintire, adică lasă și lui din... Și nu i-a lăsat. Era firesc să nu-i lase și era normal, dar da... Mi-a plăcut foarte tare și v-am zis, m-a rupt în bucăți cartea asta și de asta spun că a fost o săptămână interesantă, pentru că am avut o carte super bună, ceea ce din punctul meu de vedere deja este un câștig, adică nici nu contează cum am simțit celelalte cărți, dacă am avut o carte bună de care m-am bucurat, eu consider că este mai mult ca perfect, așa. Și ce o să citesc în continuare o să rămână să vedeți în wrap-up-ul lunii ăsteia. Spuneți-mi dacă v-a plăcut ideea clipului ăstuia, dacă vreți să mai facem astfel de clipuri, dați un like și un share dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, că vă aștept să fiți aici în familia noastră, spuneți-mi ce citiți voi, că sunt foarte curioasă și am nevoie constant de sugestii, de cărți și de idei de lectură și le aștept cu mare drag. Și vă pup și ne vedem în următorul clip. Thank you.